putea să vorbesc puțin doar cu dumneavoastră singuri? Nu, nu. Da, da, eu mă retrag. Nu e nevoie, Sebastian. Păi nu, bine, nu, nu știu. Adică, da, da, cum spuneți? Mă retrag. Doar un minutel, vă rog. Ce-ai pățit? Bun, păi tocmai la ora 8 eu stabilisem cu Nini să mă duc să o iau ca să ne plimbăm. Sorocuța se simte cam rău. Ce-a pățit Nini? Lucruri. Ce lucruri? Păi, lucruri, lucruri ale ei. De serviciu? Da, da, și asta e de serviciu, în special asta, e foarte stresată. Și atunci eu i-am spus, bine, te scut puțin, ne plimbăm. Bine, bine, dar cu asta nu rezolvi nimic. Nini are nevoie de altceva, Nicolas. Da? De ce are nevoie? De ce aveți dumneavoastră? Nini are nevoie de un băiat bun lângă ea. Oh, un secretar? Nu, Nicolas. Un băiat care să o iubească, care să o înțeleagă, care să o protejeze. Un iubit. Știi ce? Nu trebuie să-l caute foarte departe. Îl are mai aproape decât își imaginează. Oh, da? De ce este aproape? Foarte aproape. Cine? Angel. E un băiat bun. Se potrivește. Oh, Elito, da, 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 e un scump. Bine, vino la ora 8 fără uniformă, că e o ieșire de zero. Vin desprecat. Da, îmi imaginez că o să fie o ieșire de zero. Copii, ceea ce trebuie să știi mai întâi e dacă facem sau nu atelierele. Aveți chef? Da. Da? Da. Perfect, da. Suntem de acord toți. Da. S-auzim ideile. Eu cred că Lola ar trebui să facă un atelier de graffiti. Da, ce tare. Tu ești de acord cu asta? Da, da, îmi place. Propun și eu o idee. Am o prietenă care gătește sushi. Tu poți să-i spun să vină și face un curs, nu? Nu cred că ar avea cursanți. Oricum, mi se pare foarte bună ideea asta de a integra oamenii din afară, nu? Mie nu prea îmi place ideea de a duce pe teren oameni de afară. Apoi vin, nu poți să-i scoți, nu e bine. Ce, te referi la mine? De ce? Te-ai simțit atins? Dar nu mai referi la tine. Ajunge. Ultimul lucru de care avem nevoie e o ceartă între noi, da? Mișoare, dar ce-ați pățit? Supărările în viața mea sunt nenumărate. Când încerc să mă refac după una, vin imediat 15 ca să mă doboare. Cât arată? Mult, mult, 28. Vezi? Nu vezi că nu se opresc până nu mă omoară? 22 cu 5. Calmați-vă, vă rog. Să mă calmez atunci când lucrurile o să iasă cum vreau eu. Când imbecilul de Martin o să fie exilat pentru totdeauna în Siberia. Uite, deja scade în dragi și apoi crescut și în educația să se întoarcă în grotele lor subterane. 78. Când Tomas o să-mi cigulească din palmă și nu o să poată face un pas fără ajutorul meu. 15 cu 10, dar evident, când începe să vă gândiți la răutăți, vă scade tensiunea, da? Cine se gândește la răutăți? Nu. Eu mă gândesc la răutăți? Mă gândesc la răutăți? Nu, am spus răutăți, am vrut să spun nervii, când scoateți lemnul. Credeam că tocmai m-a făcut să-și rate mine. Vă rog, domnișoara, asta mai lipsea, am plus, vă spun, dacă ar exista mai multe seline în lumea asta, n-a dreptatea pentru tot. Și Tony? Lola. Tony, de care Tony vorbești? Nu suntem frații. Evident că vă place. Nu ne place. Bine, ne înțelegem bine, dar nu vreau ca familia mea să fie împotrivă și nu am complicații. Deci, bine, dacă te referi la pacul ăsta de fratele tău, mai întâi să te gândească ce face cu viața lui. Te ești încamorizată, nu? Nu, nici vorbă. Nu există. Nu, nu. Deja mi l-am spus de mine. M-am mult cu tot ce s-a întâmplat. Da, e posibil să fie mai liniștit. Mi-a cerut ajutorul să se pregătească pentru școală. Poate să aibă alte intenții, nu? Da, în sfârșit, te văd fără uniformă. Păi ambasadorul mi-a cerut să fac niște comisioane ca civil și să... Da, da, vine foarte bine să te lupezi. Îți amintești că eu aveam un cadou azi pentru tine? Da, nu e nevoie de cadou azi. Da, da, cum să nu fie nevoie? E nevoie. Manual de autoajutor pentru bărbatul indecis. Te zici și tu niște frate. Nu, sunt foarte grăbit, trebuie să-l duc pe Sebastian. Ce interesant, spune femeia, nu? E o floare delicată, plină de sentimente, senzații și plăceri. Bă, nu vă puțin, te rog. Citește. Da, domnișoare, ce-ați pățit? V-a crescut din nou? Nu mai spune atâtea prostii. Trebuie să vorbesc cu tine. Da. Am o misiune pentru tine, secretă și foarte importantă. O să-l urmărești pe Tomas în seara asta. Urmărești? Pe ambasador? Da. Nu, nu, domnișoare, vă rog, eu n-am înclinația pentru spionaj, nici nu știu cum să fac. Bun, atunci învață. Învață. Asta e o chestiune de viață și de moarte, de securitate diplomatică și consulară. Da, da. Succesul meu va depinde de tine. Cum zice? Zice să-l urmăresc un taxi? Dacă mă nu, nu să te vadă, nu să te descopere, nu să te descopere, o să te ajut eu să treci neobservat. Nu, 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 că dacă mă descoperă o să mă dea afară și eu ce fac dacă... Eu te asigur că dacă nu o să faci ceea ce spun, o să-ți pierzi serviciul, ok? Și schimbă fața asta îngrozită, pentru că mare istoria Santa Juliana s-a făcut prin fapte eroice precum ăsta. Eroina asta seară o să fii tu. Eu? Eroi? Bine, în regulă. Haide!
Nico? Da. Ce faci? Ce citești? Nimic. Bine, nimic. O carte. Da, o carte. Manual de autoajutor pentru bărbați indeciși. Ce e asta? Da, când cineva nu știe bine ce vor femeile, adică te gândești o fi asta sau o fi asta... Ochii unei femei ne spun mereu ce-i se întâmplă, dacă este fericită, dacă are visuri, dacă suferă pentru o iubire. Cine asta? Asta nu folosește la nimic, Nicolas. Nu, nu. O să-ți explic ceva. Cu o femeie, tu trebuie să procedezi așa. Te pui în fața ei. Da. O privești în ochi. Da. Privești în ochi fix. Fix. Și atunci îți dai seama. Dacă o placi, dacă te place. Odată ce îți dai seama de asta... Da. E gata. E ca o partidă de șah pe care trebuie să o joci. În acel moment, femeile folosesc seducția ta ca un contraatac. E ca un joc. Deci pentru dumneavoastră, femeile sunt o joacă. Un joc. Da. Domnilor, tocmai a spus Sebastian Gallardo, dispus să-ți duce seara. Ce distractiv! Mergem! Mergem! Hai, bine-ne! Hai, Carmen, calmează, te ajunge! Ajunge! Carmen, te rog, ajunge! Mă fac să mă gândesc la nepoata grădinarului care este totul prost. Nu, cu nimeni nu. Nu, domnișoare, bun, atunci demonstrează-mi și fă ce-ți-am cerut. Dar, tată, ajunge cu întrebările. O să-l urmărește Tomas și vai de tine dacă îl pierzi din vedere. Bună seara! Bună! Avem o rezervare pe numele de Thomas Parker. Da, este aici. Va trebui să așteptați un moment fel, se poate? Bine. Și sunteți cu domnișoarele Baranco, nu? Da, au ajuns? Da, le anunț că sunteți aici. Mulțumim, a? Vai, ne plac bărbați deciși. Bună, Thomas! Și în plus ce deciși mai adorabil. Bun, intrăm? Haide! Mergem! Bună seara! Tomasă, vă rog! Îmi pare rău, dar este totul ocupat. Totul ocupat, asta am zis? Dacă nu au locuri, să te agațe pe un lampadar, Carmen, dar tot intri. Domnișoară? Da? Uitați, eu sunt singură, da? E la o masă acolo în colț, în spate, e bine, da? Bine, în cazul ăsta vedem ce putem să facem. Venim cu mine, vă rog. Mulțumesc. Da. Ați auzit, domnișoară? Misiune îndeplinită, pregătiți decorațiile. Sau ghilotina, dacă dai greș cu ceva. Ce faci aici? Nimic. Ai fata? Nici când te-au trimis la Santa Juliana nu era așa. Mai bine m-ar fi trimis și nu m-aș fi întors deloc. La ce te referi? La tot mă refer. La tot. La teren, la copii, la atelierele pe care încercăm să le facem și, nu știu, multe reuniuni, multă vorbă, ai văzut? Dar nu se întâmplă nimic. Nu, nimeni. Lola pare foarte interesată. Nu, n-are legătură. Care-i treaba până la urmă cu tipul? Niciuna. Nimic, e doar unul din grup. Și cu mine? E diferit, Abel. Cum diferit? Știu și eu, e mai multă încredere, e obișnuință. Da, și eu simt exact același lucru. Nu ți-ai dat seama că se dădea la tine? Nu cred că mă bag în seamă, nu știu. Asta sper. Nu, adică sper să nu mai faci greșelile pe care le-ai făcut înainte să pleci. Pentru tine, știi? Hei, Juan, mă vezi până acasă? Eu pe tine? Mai vezi alt fond pe aici? Nu? No. Cu motorul ăsta, sigur? Da, cu motorul ăsta. Te plac, Lola. Nu o faci pe glumețul că te plăcnesc, a? Eu vorbesc foarte serios. Te plac. O să fie o noapte de neuitat pentru toți patru. A, da, băieți, dar fesele noastre cu ce să vă spun, n-am venit singure. Nu, am venit cu singura noastră Jasmine, care, bine, tocmai a venit să ne viziteze și ne-a fost aiurea să lăsăm singura. Sper să nu vă deranjeze. Nu aveți vreun prieten care să-i țină companie? Da. Haideți voi, bărbații de cinci, găsiți mereu soluție. Un prieten! Un prieten? Da. Ce fel de prieten? Șefule, scuzați-mă că dar trebuie să vorbesc cu dumneavoastră un moment, căci eu sunt obosit, m-am plictisit deja în mașină, cred că o să fie mai bine să mă duc să dau o raită. La
gândit. Păi, ce zici dacă nu vii deloc, nu? Nu vin deloc. Sigur. Ba bine, se pare că o să fie o noapte lungă. Da, lungă și distractivă, Nico, o să rămâi să mănânci aici cu noi toți. A, nu pot, pentru că mă scuzați, nu pot plec. A, na, să văd dacă mă înțelegi, nu îți pun o întrebare, îți dau un ordin. O să rămâi ca să fim perechi, înțelegi? Perechi cu cine? Uite acum vine Jasmin, acolo erai. Acum da, în sfârșit suntem toți. Și cred că asta o să fie o noapte incredibilă. Probleme!